Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom dezlega un mister pe care nu mulți l-au elucidat, și anume ce se află în geanta, liniuță, bară, slash, paranteză, virgulă, ce semn de punctuație vreți voi, ce se află în geanta sau ghiozdanul unei doamne, domnișoare, persoane de sex feminin care se identifică femeie. Așadar, mulțumiri tovarășii mele că mă lasă să îi umblu în ghiozdanul ăsta, a băgat cam multe, sper că se vede că pare un pic de fată să nu ziceți că e al meu, și că de fapt vorbesc singur și nu mai e nimeni aici lângă mine. Acum nu mai râzi. Bun, hai să vedem ce se află în ghiozdanul... În ghiozdanul unei fete. Sper că mă aud bine pentru că filmez cu telefonul și sunt departe calculator. Vă arăt și eu canapeaua mea. Păi ce mă? Nu m-a Măruță să aibă happy lică? Dați voi denumire pentru canapeaua asta. Dacă Măruță are happy lică, noi ce avem aici? Sadica sau ce avem? Bun, hai să vedem. Avem așa, un telefon și au scot parfum. Un parfum, ce mai avem? Încă un parfum. Bă, dar multe parfumuri aici. Ce mai avem aici? O... Ok, o șurubelniță electrică. Ok, înțeleg că-i fată. Așa, ce mai avem? Mentosane, ia. Da, se pare că într-o cutie mentosane ține niște bani. Îi pun aici deoparte. Cred că ăsta e restul de la magazin. Ce mai putem găsi în ghiozdanul unei fete? Cup de legume vegeta. Ce mai avem? Sare de lămâie, că trebuie să pui în mâncare acolo, ciorbă. Ce mai avem? Un bon de jumbo, că fetele umblă mult la jumbo. Un cap de mort, care cred că e gumă de șters. Era din jumbo. E din jumbo. Acum se leagă. Bun, ce mai avem? O carte pe care nu o să o citesc în viața mea. Se numește Viața secretă a cadavrelor. Și nu știu, are legătură cu necrofilia? Deci e un pic și pe acolo. Ok. Umor negru e bună. Ce mai avem aici? O pungă cu cărți de tarot. Ok, cărți de tarot. Nu mă așteptam de la tine să ai cărți de tarot. Ce mai avem aici? Un magnet. Cum crezi că te-am vrut? Da, mai vrei. Un magnet cu un cap de mor. Cred că e semn de carte? Ce e ăsta? Da, e semn de carte. Hai că l-am și scăpat. Păi atunci să-l bag înapoi în cadavre aici. Chit că avea cartea semn. Ce mai avem? Nizoral cremă. Asta ce e? Cremă pentru picioare? Ok, o cremă pentru călcâie crăpate, cred. Nu e antibiotic. Așa, am găsit încă o cutie. Bine că trece acum sirena. Intră în apa mării. Ok, ce avem aici? Căști. Mi se pare normal. Căști fără fir. Așteptăm să apară căștile fără căști. Șervețele umede, că de ce nu? Capete de șurubelniță, probabil pentru șurubelnița electrică. Ce mai găsim? Pentru șurubelnița electrică la fel. Și cam atâta, cred. A? Da, nu mai e nimic aici. Deci, cam asta se află în geanta tovarășei mele. Deci da, cam ăsta a fost videoclipul. Scrieți în comentarii ce chestii dubioase ați găsit în gențile prietenilor voastre. Eventual și filmați și postați și dați-mi tag. Și cam atât. Ne vom auzi pe data viitoare. Ciao les tuturor!